ce mașină are doctorul ăsta, nu mă mir la câți pacienți suntem aici. Cu ce suferiți? Da, pe nu că eu sunt foarte bine, eu am venit pentru un control de rutină, dar mama ta ne par bolnav, cu ce ai? Am probleme nu, spune, ghicesc eu, cu stomacul. Cu ficatul. Ficat gras. Du-te acasă, 3 căni de ceai verde pe zi timp de o lună și după aia sună-mă, o să-ți facă bine. Du-te, vaya con Dios. Și zi mersi, mă, că te-am scutit de 300 de lei. Hai, următorul. Sunt doctor Cezar. Lăsați că știu cine sunteți. V-am văzut la domnul Măruță pe canapea. Ne adaptăm și noi la vremuri. Aveți ultimele analize? Păi așa e ușor. În regulă, să o luăm mai încet. Mai precis, ce vă supără? De ce ați venit? Mă supără factura la gaz. Dom'le, asta mă supără și pe mine. Dar cu ce pot să te ajut? Eu sunt doar doctor. Nasol. Cu ce vă pot ajuta? Unde este necazul? La ficat. De unde bănuiți asta? Am intrat pe un site. Ai, domnule, doctor Google. Nu, am intrat pe un site care are și forum, îi zice doctorficatiel.ro. E acolo o doamnă doctoriță, bâlci, răspunde la tot, fără nicio problemă. Domnule, pe astfel de site-uri sunt multe informații false. Adică, eu am diplome, eu sunt doctor, uite aici. Diploma nu consultă. Acum, ca să vă laud un pic, am intrat și la dumneavoastră pe Facebook. Mai precis, ce ați aflat? Multe lucruri. De exemplu, dacă ai probleme cu ficatul, dumneavoastră ne sugera să mâncăm... ficat. Bravo! Eu merg numai pe logică. Eu pe logică mă duc. Atunci, dacă ai probleme cu rinichii, mănânci? Dacă m-ai întrebat, lasă-mă să-ți răspund. Rinichi. Și acum mă gândesc, dacă ai probleme urogenitale? Nu mă lua, domnule, cu povești de astea. Hai să intrăm mai repede în subiect. Domnule, nu sunt povești. Astea sunt probleme. Aveți probleme cu băutura, cred. Da. Din păcate, e clar. Domnule, spre deosebire de ceartă, pălinca se mai termină. Cearta în cuplu nu se termină niciodată. Cearta în cuplu e ca factura la gaz. Dacă 3 luni nu te cerți, a 4-a lună îți vine factura regularizată. Mai și știi cum te regularizează. Care așteaptă. Mai am și, da, mai am mai, și pacienți mai care aveți și pacienți care, da, să vină înăuntru, să vă dea bani. Numai bani visați voi, doctorii. Domnule, doctorul o jurat cu hipo-orcat, hipo-ala. Doctorul trebuie să trateze boala, trebuie să trateze pacientul. Mă învățați meseria mea? Cum ar fi să-ți explic eu dumitale cum e să-ți faci meseria? Păi ar fi bine. Păi cum așa? Știți, eu sunt casnic. Stau 24 din 24 cu soția acasă. Aveți un tratament pentru așa ceva? Păi aduceți-o aici să o controlez. Și dacă n-are niciun efect controlul asupra ei? Apelăm și la a doua opinie, la a treia opinie. Eu am mulți colegi.